liberalii George Venci au prezentat candidații și strategia pentru alegerile locale într-un eveniment electoral organizat în sala de spectacole a Ateneului Nicolae Bălănescu. La eveniment au participat toți aleșii locali, consilieri locali și județeni, liderii organizațiilor din județ, precum și copreședintele PNL Vasile Blaga, un apropiat al liberalilor George Venci. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vă mulțumesc că sunteți prezent astăzi la lansarea oficială a candidaților din 5 iunie. Avem alături de noi pe cei doi copreședinți ai Partidului Național Liberal, Gheorghe Ștefan și Dumitru Beian. De asemenea, avem pe cei trei parlamentari liberali din județul Giurgiu, domnul senator o sală arhiplină și atmosferă pozitivă, rând pe rând au fost prezentați candidații la funcțiile de primar în localitățile giurgiuvene. O parte din ei nou intrați în politică, alții cu vastă experiență în administrația publică locală. Cu șanse reale să câștige primăria municipiului Giurgiu, domnul deputat Nicolae Florian! Într-adevăr, Floricel are șanse mari, dar numai dumneavoastră, cei din sală, cei din municipiul Giurgiu, poate să facă această schimbare. Hristos a înviat! Domnule președinte Vasile Blaga, domnilor parlamentari, domnilor copreședinți, distinși invitați, dragi colegi, permiteți-mi ca în numele organizației municipale a Partidului Național Liberal să vă urez un bun venit la Giurgiu. De asemenea, țin să felicit pe toți candidații la aceste alegeri locale, pentru că avem nevoie de un scor confortabil în municipiul Giurgiu pentru a ajuta județul și a demonstra că Partidul Național Liberal are tradiție în a fi votat în municipiul și județul Giurgiu. Mă onorează echipa de consilieri locali pe care seniorii liberali mi-au acordat-o și mi-au încredințat-o. Sunt onorat să lucrez cu asemenea echipă, o echipă de oameni cu expertiză, oameni cu puterea exemplului, oameni care știu ce au de făcut și sunt iubiți de cât mai mulți giurgiuveni. Sunt convins că administrația publică locală are nevoie de fapte, nu de vorbe. Tocmai de aceea, din discuțiile purtate cu oamenii de pe stradă, împreună cu echipa mea de consilieri locali, candidați la aceste alegeri locale, am început să creionăm programul politic al nostru, al municipiului Giurgiu. Aici am cuprins toate problemele de interes local dorite de giurgiuvenii noștri, probleme cu care se confruntă atunci când au nevoie de o administrație eficientă, o administrație serioasă și de o conducere a primăriei serioasă. Trebuie să călcăm pe urmele faptelor bune ale primarilor noștri, să generalizăm experiența pozitivă și să înlăturăm ineficiența și tristețea din orașul Giurgiu. Cred în dezvoltarea orașului, cred în creșterea standardului de viață al oamenilor. Sunt convins că împreună putem să reușim. Giurgiu are nevoie de noi, are nevoie de toți. Giurgiu este un oraș trist în acest moment, dar are o mulțime de oportunități pentru dezvoltare, o mulțime de oportunități pentru crearea de noi locuri de muncă. Primarul poate să creeze locuri de muncă prin serviciile și o bună organizare a serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu. De asemenea, primarul poate să creeze oportunități pentru reindustrializarea parțială
a orașului. Însă trebuie să creeze aceste oportunități și totodată să fie atent la nevoile investitorilor și investițiilor. Sunt convins că printr-o bună atragere a fondurilor europene vom aduce orașul nostru la nivelul și standardul dorit de toți, mai ales că suntem situați într-o zonă dinamică, competitivă și prosperă. Aș dori să dau citire din acest program electoral a preambulului care ne-a mobilizat pe noi echipa, candidatul la funcția de primar și echipa noastră, candidații la funcțiile de consilieri în cadrul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu. Subsemnatul Nicolae Florian, împreună cu echipa mea, propun cetățenilor din municipiul Giurgiu o administrație publică locală modernă, eficientă și eficace. Suntem o echipă care își dă interesul pentru comunitate, o echipă confirmată de oameni cu experiență, de valoare, care doresc să dezvolte orașul și să ridice standardul de viață al giurgiuvenilor. Giurgiuvenii știu că actuala conducere a primăriei a dezamăgit, ratând șansa de a demonstra că pot ajuta oamenii și că le pasă de orașul nostru. Plecând de la acest preambul, doresc să vă asigur că programul electoral și toate prevederile din programul electoral sunt pentru comunitate, pentru contribuabili și pentru dezvoltarea orașului. Sigur, vom atrage investiții și investitori serioși, sigur ne vom ocupa de atragerea cât mai multor proiecte pe fonduri europene, sigur ne vom ocupa de reducerea cheltuielilor publice din primăria municipiului Giurgiu și serviciile din subordinea primăriei, sigur ne vom ocupa de comunicare și dialog permanent cu cetățenii și vom adapta acest program electoral în funcție de nevoile comunității, ori de câte ori situația impune. Vă mulțumesc foarte mult pentru susținere, vă asigur că nu vă voi dezamăgi, voi face parte integrantă din echipa mea și din echipa noastră a Partidului Național Liberal, atât din județ cât și la nivel național și Doamne ajută! Dumnezeu să fie cu noi! Domnule Nicolae Florian, pe mine m-ai convins. Din ceea ce ai spus, vreau să spun că eu pe 5 iunie, împreună cu familia mea, împreună cu rudele mele, vecinii, prietenii și vreau să vă spun că am foarte mulți, vom veni și vă vom vota. Dar sunt foarte mulți. Dar vreau să vă pun 3 întrebări, pentru că altfel n-am cum să vă votez dacă nu-mi răspundeți. Eu aș vrea să trăiesc într-un oraș curat. Într-un oraș frumos, într-un oraș în care lumea să zâmbească pe stradă. Un oraș în care tinerii să nu se mai ducă în străinătate sau să lucreze la București. Vreau acest lucru ca dumneavoastră să-l realizați în primul mandat. De asemenea, domnule Nicolae Florian, aș vrea ca drumul de centură care leagă șoseaua Bălănoi de șoseaua Ghizdarului, șoseaua Ghizdarului de șoseaua Alexandriei, unde nu se poate circula, să-l puteți realiza. Și aș mai dori ceva, domnule Nicolae Florian, viitor primar al municipiului Giurgiu. Eu locuiesc pe șoseaua Alexandriei, străzile adiacente, noroi. Sunt mii de case, mii de oameni care acum circulă prin noroi, domnule Nicolae Florian. La fel și cei care stau în cartierul Ramadan. Vreau ca dumneavoastră, când ajungeți primar, să nu ne uitați. Eu sunt convins că nu ne veți uita și vă asigur votul meu și al prietenilor mei. Dumnezeu să vă dea noroc și gândul cel bun și să ajungeți primarul orașului Giurgiu. Mă simt nevoit să dau un răspuns domnului președinte, domnului vicepreședinte Titi Gavrilă.
directorul de campanie al nostru la nivel de județ. Distinși colegi, în acest program electoral am cuprins toate aspectele de care, la care face referire domnul vicepreședinte Titi Gavrilă și de asemenea vreau să vă asigur că începând de astăzi, cu echipa pe care noi am format-o și cu dumneavoastră, împreună cu cetățenii, să vă spun că Giurgiu prinde viață. Da, mulțumim, mulțumim frumos, domnule deputat. Liberalii giurgiuveni și-au propus ca în alegerile din iunie să câștige primăria municipiului Giurgiu, președinția Consiliului Județean, dar și cât mai multe primării din județ. Evenimentul de lansare a candidaților liberali îl puteți urmări în integralitate imediat după ediția specială.